pe-l vindecarea patimilor, pe-l sfințirea caselor și de tot folosul trebuință. Că Tu ești Dumnezeu nostru, Cel ce ai înnoit prin apă și prin Duh, firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeu nostru care, de vremea lui Noe, cu apa ai înnecat păcatul. Tu ești Dumnezeu nostru care prin mare și prin Moise a liberat neamul evreiesc de robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeu nostru care a ridicat piatra în pustiu, s-au curs ape și râurile s-au umplut de apă și părul Tău cel sădat le-a depat. Tu ești Dumnezeu nostru care cu foc și cu apă, prin Ilie, ai venit pe Israel. Ne-am întâlnit aici la acest loc frumos amenajat în curtea dispensarului nostru, unde iată astăzi am și sfințit fântâna de aici, care de ani și ani nu a mai fost folosită. Ne-a ajutat Dumnezeu să o curățim ieri, să aducă fiii satului nostru, tineri și adolescenți, aceste cruci frumoase de piatră, de gheață, să așezăm și la biserică una, să trimitem una și în satul vecin, încât să dăm slavă lui Dumnezeu. Că dacă acum o săptămână nu ne dăjduiam să avem zăpadă și parcă cânteam la Crăciun că se apropie Paștere, iată că astăzi a vrut Dumnezeu să avem și zăpadă, și gheață, și mai ales lume plină de bucurie, așteptând aghiazma mare. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit harul Sfântului Duh și a sfințit astăzi la botezul Său apa aceasta a detrebuitoare vieții noastre. A devenit prin binecuvântare, prin rugăciuni și prin prezența frăților voastre har de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli și tot folosul de trebuință. Să o luați, iubiții mei, pe casele frăților voastre, să gustați din ea de azi înainte 8 zile, să o luați, să stropiți casele, cimitirul comunității noastre și tot ceea ce aveți împrejurul caselor frăților voastre. Să stropiți și livezile și grădinile, încât să Dumnezeu în anul acesta, 2016, un an cu pace, un an cu binecuvântare, un an cu multe bucurii duhovnicești, și mai ales să ne iubim mai mult, să credem mai mult, să ne nădăjduim mai mult. Pentru că, să zicem mai departe, tradițiile noastre sfinte românești și să le păstrăm ființa neamului pentru o familie binecuvântată, formată din soț și bărbat și femeie, soț și soție, încât să
fim cu toți uniți la această acțiune atât de așteptată de noi creștini ortodoxi, de a nu cădea în plasa celor care doresc alte rătăciri și alte păcate în lumea noastră românească. Iubiții mei, mulțumim Dumnezeu celor care v-ați adunat astăzi, ca și celor care s-au strânit pentru aceste cruci. Vă mulțumim tuturor că v-ați adunat să ne bucurăm de această zi mare și să se pogoare peste toți, prin gustarea din această apă, multă binecuvântare, mult ajutor și multă sfințenie. Dea Dumnezeu pe toți care v-ați implicat la această frumoasă ceremonie, să aveți parte de un an binecuvântat, de sănătate, fericire, puteri de muncă și cel care caută să ne facă pe mai departe cunoscuți în lume și în țară, de plină sănătate și să-i felicităm, să respectăm și să fim împreună la aceste evenimente sfinte an de an. La mulți ani binecuvântați și fericiți! Dumnezeu să vă ajute la toți!